Acțiune și ia căruța la o femeie fără mână. Și o grămadă sănătoși și sta pe tine mersi. Asta e un păcat mare, să știți. Cam și un copil de crescut. Fiecare avem copii. Și muncim într-un fel ca și un copil. Dacă eu n-am o mână, unde să mă angajez? Cine m-a angajat să pe mână? Stimată doamnă, nu e vorba de cine vă angajează, vă puteți face serviciu, treaba cu autorizație. Deci nu vă absolvă nimeni sau nu vă interzice nimeni să desfășurați o activitate. Dar luați-vă documente, care e problema? Nu doriți? Păi nu lăsați, că aici suntem în Timișoara un pic. Dar nu vă trebuie, la primăria Timișorii vă duceați, dar dacă aveți autorizație, puteți veni aici. Eliberată de municipiul Timișoara. Duci pe deacă în București. Știi că nu-i voie, știi de atâta timp că nu-i voie. Știi că nu e voie, nu? E, nu e voie. Mașinile care sunt clandestine, bătutoarea alea nu le ridică.